Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt desfășoară încă din luna iunie a acestui an acțiuni de control în domeniul agriculturii. Aceștia vor să verifice modul în care sunt aplicate și respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru angajații din acest sector. Motivarea acțiunii s-a avut în vedere particularitățile activităților din agricultură, cum ar fi munca în aer liber, munca în sere, munca cu utilaje de tonaj greu, cu echipamente mecanice de ridicat, care necesită autorizare, munca cu animale, precum și izolarea la locul de muncă, nivelul redus de formare profesională, precum și meserii care necesită autorizare, respectiv utilizarea de produse chimice și de protejare a plantelor, etc., factori care sporesc riscurile cu care se confruntă lucrătorii. Reprezentanții instituției spun că aceste acțiuni intense sunt o consecință a numărului tot mai mare de accidente de muncă și de angajați care lucrează la negru. Scopul acțiunii este acela de a informa și conștientiza angajatorii cu privire la aspectele legate de securitatea și sănătatea în activitățile de agricultură pentru atingerea obiectivelor specifice, cum ar fi îmbunătățirea condițiilor de muncă, reducerea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale și asigurarea unui loc de muncă sigur și sănătos pentru lucrători. Obținerea unei producții cât mai mari în condiții optime de securitate prin aplicarea măsurilor adecvate de securitate și sănătate în muncă. Inspectorii de muncă Olteni avertizează că după aceste vizite de informare va urma o serie lungă de controle, iar acolo unde se vor descoperi abateri de la normele de muncă vor aplica sancțiuni drastice.